De la începutul anului și până în prezent, pompierii gorjeni au aplicat mai multe amenzi după ce pe raza județului au fost identificate peste 800 de nereguli. Dintre acestea, o bună parte au fost remediate pe loc. În timpul verificărilor au fost aplicate mai multe sancțiuni, deoarece nu erau îndeplinite cerințele cerute de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. În perioada 1 ianuarie 2017-30 aprilie 2017, inspectorii din cadrul ISU Gorj au efectuat 255 de controle, în urma cărora s-au constatat 862 de disfuncționalități, dintre acestea 310 fiind remediate pe timpul controlelor. Au fost aplicate 65 de amenzi contravenționale, în cuantum de 55.200 de lei și 511 avertizmente. Cele mai multe nereguli au fost identificate la o discotecă din județ, care ulterior a fost închisă. Într-un singur caz, la un operator economic de pe raza localității Brănești, a fost luată și măsura complementară de închidere a activității pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, în speță depășirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori, decât pentru care a fost eliberată autorizația de securitate la incendiu. Astfel de acțiuni vor continua pentru a evita evenimentele neplăcute.